12. Ultimul capitol din cartea în care ne aflăm ne cheamă să alegem înțelepciunea. Și, Doamne, multă înțelepciune se trebuie într-o căsnicie. Enorm de multă. Să știi când să taci, să știi când să vorbești, să știi cum să te rogi, cum să pui în mâna lui Dumnezeu ceea ce nu poți tu schimba, să știi să aștepți ajutorul Domnului în tăcere. Asta este tema acestei dimineți. Alege înțelepciunea, alege calea înțelepciunii. Cartea Daniel ne aruncă o extraordinară promisiune și provocare în același timp. Promisiune și provocare în același timp. O aveți în fața dumneavoastră. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Care dintre noi ne-am dorit să fim între ei? Hai să citim încă o dată, să se sape în conștiința noastră. Poate o putem memora înainte să luați masa. Rostiți împreună versetul acesta, citiți-l împreună cu mine. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Observați, sunt două condiții ca să strălucești ca strălucirea cerului și ca stelele în viac și în veci de veci. În primul rând, să fii înțelept, să fii între înțelepți. Nu e vorba de toată lumea, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și a doua condiție este să înveți pe alții să umble neprihănire, pe mulți să umble neprihănire. Și în mod special părinții își au rolul acesta. Noi am avut o binecuvântare la primul serviciu, ca și dumneca trecută și ca în multe alte dumineci. Dragii mei, eu nu pot învăța pe nimeni să umble pe o cărare pe care nu sunt eu. Și de aceea, ca părinte, poate înainte de căsătorie, trebuie să învăț să umblu în neprihănire ca să pot chema pe alții pe urmele mele. Deci sunt două condiții. A fi înțelept și a învăța pe mulți să umble în neprihănire. Iar când le asociez pe cele două, înțeleg că nu e vorba de înțelepciunea lumii acesteia pe care o câștig prin școli, prin cărți, trudindu-mă, to tocindu-mă cu, acele, cu atele la examene, ci este o altfel de înțelepciune asociată cu umblarea în neprihănire. Nu este înțelepciunea lumii acesteia, ci înțelepciunea lui Dumnezeu. Este suficient când rostești cuvântul înțelepciune să duci aminte de cartea proverbelor de înțeleptul Solomon. Și ascultați câteva versete din această carte dobândește înțelepciunea. De obicei dobândim o diplomă, dobândim bani într-o afacere, dobândim succes în viață, dobândim o poziție socială, dar pentru asta toți știm că trebuie să lupți. Și spune, dobândește înțelepciunea, dobândește priceperea, luptă-te pentru ele. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu poate fi asemănat cu ea. Ori dacă trudim pentru mărgăritare, am vizitat în Australia un loc în care s-a găsit aur și a fost un gold rush. Au alergat acolo toți săracii vremurilor respective și cum a rămas locul cu căsuțele în care dormeau și cum cerneau nisipul pentru un bob de aur. O textul nostru spune, înțelepciunea este mai de preț decât mărgăritarele și nimic de preț nu poate fi asemănat cu ea. Ferice de omul care găsește înțelepciunea, ca să o găsește, să o cauți, nu așa? Găsește înțelepciunea și de cel care capătă pricepere. Pe de o parte o caut, pe de o altă parte trebuie să o capăt de la cineva, capăt pricepere. Și întrebarea mea este dacă aceasta este provocarea cărții Daniel, să găsim calea înțelepciunii, trebuie să învăț să evit calea nebuniei. Pentru că acești Doi sunt puși înaintea noastră în cartea proverbelor, înțelepciunea și nebunia. Ori unde în altă parte strălucesc cei înțelepți decât în primele șase capitole din Daniel, dragii mei. Dar poate că ești între cei care ar vrea să o dobândească, să o aibă. Întrebarea este unde să mă duc să o capăt nu pot merge în altă parte decât la sursa înțelepciunii. Și cine altcineva este sursa înțelepciunii decât Dumnezeu însuși. Și dați-mi voie să las pe Isaia, prin câteva versete din capitolul 40, să ne prezintă sursa înțelepciunii. Isaia 40, versetul 12. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Și cine a măsurat cerurile cu palma? Cine a strâns țărâna pământului într-o trăime de măsură și cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului? Cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și cine i-a arătat, i-a făcut cunoștință cu priceperea? Iar înțeleptul Solomon, în proverbe, adună lucrurile în versetul 19 din capitolul 3. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit cerurile. Sursa înțelepciunii nu poate fi altul decât Dumnezeu însuși. Și de aceea, înțeleptul Solomon ne spune în capitolul 9, versetul 10: Începutul înțelepciunii este. Frica de Domnul, doar în relația cu Dumnezeu, așa cum l-am văzut pe Daniel și Dracmeșac și Abednego, chiar dacă nu ne va izbăvi, nu ne lăsăm de el. Doar în relația cu Dumnezeu dobândești înțelepciunea. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Frica de Domnul este alipirea de Domnul. Cu asta începe. Dragii mei, primele șase capitole din Daniel sunt alipirea de Domnul. Prin alipirea de Domnul, acești patru tineri l-au înălțat pe Dumnezeu și de turmare au fost înălțați de Dumnezeu în ochii oamenilor, în ochii împăraților, în ochii, du în ochii dușmanilor lor au fost înălțați de Dumnezeu. Alipirea de Dumnezeu, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, căci Domnul de înțelepciune și din gura Lui este știință și pricepere. De aceea încrede în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta, nu te mulțumi cu ceea ce poți tu aduna prin eforturile tale, nu te bizui pe înțelepciunea ta, nu te socoti singur înțelept, încrede în Domnul, abate-te de la rău. Aceasta va duce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. De ce să o fac? Pentru că numai înțelepții vor moșteni slava nebunii vor moșteni cară și rușinea. Înțelepții vor moșteni slava. Și cei înțelepți, spuneți cu mine, vor strălucica strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Cine nu și-ar dori beneficiile unei astfel de înțelepciuni? ar trebui să fii nebun să zici, nu-mi trebuie. Mă mulțumesc cu deșertăciunea acestei lumi. Dar înainte să întinzi mâna după ea, ar trebui să cumpănești bine prețul obținerei unei astfel de înțelepciuni. <coughs> Nimic valoros nu se obține ușor. Dacă trudești pentru mărgăritare, trebuie să trudești ca să dobândești înțelepciunea. Și ca să înțeleg prețul înțelepciunii despre care am vorbit sau vorbește versetul 3 din capitolul 12, aș vrea să vă atrag atenția asupra viitorului verbelor din text. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Acum, noi suntem într-o carte. Dacă scot textul în context, pot să înțeleg ce vreau din el. Și pot să cred că dacă m-am alipit de Domnul, Dumnezeu îmi face un piedestal, mă așează pe el, îmi oferă toate ca pe tavă și toată viața mea va fi din bucurie în bucurie. Voi fi bogat și sănătos și nu o să mi lipsească nimica. Și de aceea dați-mi voie să las textul în contextul lui, să las contextul să definească înțelepciunea despre care vorbim. În primul rând, în contextul vedeniei lui Daniel, înțeleg viitorul. Pentru că el primește vedenia în anul 537 înainte de Hristos. Suntem în anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei. Și vedenia curge prin istorie în pași extrem de rapid, până în anul 165. Ori când mă uit, din 537 spre 165 sunt înaintea istoriei și datele scad, pe măsură ce trece timpul, este normal să vorbesc la viitor. Cei înțelepți vor străluci. Vor străluci. Dar cine să fie aceștia? Și de aceea dați-mi voie să mă întorc înapoi în capitolul 11. Am evitat în mod deliberat uh, lucrul acesta data trecută ca să pot lega lucrurile la oaltă. La sfârșitul capitolului 11 apar înțelepții despre care vorbește Daniel că vor străluci, dar priviți imaginea întregului capitol. 400 de ani de istorie, alergați într-un fel, în narațiunea celui care i vorbește lui Daniel, într-un singur verset, am tot Imperiul Medopersan, în versetul următor, toată viața și câștigurile lui Alexandru Macedon. Apoi pornește imperiile sau regatele, după ce s-a fărâmițat regatul lui Macedon și pe noi ne interesează să le ucizi și Ptolemei, la nord și la sud de poporul sfânt. Dar Narațiunea leargă spre 10 ani de domnie a lui Antioch Epifane al IV-lea. În vremea aceea au fost mari tulburări pentru poporul lui Dumnezeu și aș vrea să citesc câteva versete din capitolul 11, începând cu versetul 29. La vremea hotărâtă, împăratul regatului de nord, Antioch Epifane al IV-lea, va năvăli împotriva împăratului de la sud. Dar lucrurile nu vor merge ca înainte, ci niște corebi din Kitim, sau din Roma, un delegat roman iese în calea lui și îi interzice să intre în Egipt. Și textul spune, deznătăjduit împăratul acesta se va întoarce înapoi. Apoi, fiind împotrivitor, mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ce se va înțelege cu cei care rup legământul Adică capul de pod, spuneam data trecută, era în mijlocul poporului Dumnezeu, apostații din poporul lui Dumnezeu, care au prețuit mai mult înțelepciunea lumii acesteia decât înțelepciunea lui Dumnezeu. Și ascultați versetul 31. Niște oși trimise de el vor distruge locașul cel sfânt și cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată, vor așeza urciunea pustitorului, iar el, împăratul, va deveni, a prin lingușiri, pe cei ce rup legământul. Și în versetul următor apar înțelepții despre care vorbim. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Domnul vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Observați, înțelepții apar în mijlocul acestor probleme incredibile, acestei suferințe incredibile a poporului lui Dumnezeu, de care s-a îngrozit Daniel în toate vedenile pe care le-a avut. Versetul imediat următor. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme, loviți de sabie, de flacără, de jaf. La ce folos să fii înțelept? Dacă asta ți este soarta? Când vor cădea, vor fi ajutați puțin. Mulți li se vor arăta din fățărnicie. Și fățărnicia, dragii mei, nu se cerne decât în pericol și de caz și suferință și moarte. Acolo se adevărește lucrurile care realmente crezi. Dacă nu ieși tu în traseis prin viață și fugi de suferință și versetul 35 spune Cei înțelepți vor fi încercați, curățiți, albiți până la vremea sfârșitului. Dar sfârșitul va veni doar la vremea hotărâtă. Observați contextul în care este vorba despre cei înțelepți, despre înțelepciunea pe care mi-o doresc și eu, ți-o doresc și tu, dar poate că n-ai dori și lucrurile care vin împreună cu ea. Nu uitați, vorbim de prețul alegerii acestei înțelepciuni. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Domnul, pentru că s-au alepit de Domnul, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Pentru că începutul înțelepciunii este frica sau alipirea de Domnul și pentru că noi ne trăim viața și ei și noi, tot poporul lui Dumnezeu, indiferent din care testament îl luăm, ne trăim viața pe teritoriile dușmanului, prețul alipirii de Domnul sau acestei înțelepciuni a fricii de Domnul poate să aducă cu ea suferință și moarte. Suferință și moarte. Adevărat pentru cei de atunci, Dragii mei, la un singur atac al lui Antioch Epifane, 80 de mii de evrei, 40 de mii au pierit de sabie, 40 de mii au fost duși în robie. Și cei care au rezistat în primul rând au fost înțelepții poporului care cunoșteau pe Domnul. Au plătit cu viața, cu viața lor. Dar oare lucrurile să stea altfel în vremurile noastre? Da, e adevărat, noi trăim în vechiul legământ. Dar <coughs> ca și poporul lui Hristos, ca și urmașa lui Hristos. Odată ce ne-am alipit de el, am intrat în război împreună cu el, nu-i așa? Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. El însuși le-a spus ucenicilor, înainte de a merge la cruce, nu voi mai vorbi mult cu voi, vine stăpânitorul lumii acesteia. Dacă Domnul Isus a fost pe un teren străin, da?, pentru că noi am vândut pământul în mâinile celui rău, El este Dumnezeul viacului acestuia, stăpânitorul lumii acesteia, Hristos a venit să nimicească lucrările diavolului. Vă mirați că urmașii lui Hristos sunt în război alături de El? O, noi nu le-am dorit pe toate acestea, noi am vrea o evanghelie a prosperității, a sănătății. Dacă știi cum să te rogi, cum să știi, cum să dai luptele spirituale, nu trebuie să fii bolnav, nu trebuie să fii sărac. Dragii mei, exact lucrul acesta îl oferă diavolul în societatea zilelor noastre. Cineva a făcut paralela dintre această evanghelie și tot ce vedeți pe ecrane. În zilele noastre există mai multe reclame despre sănătate decât au existat vreodată în lumea asta. Ce mănânci, cum te porți, ce sport faci. În zilele noastre ți se oferă tot felul de căi facile ca să te îmbogățești peste noapte. nu e așa? Să te îmbogățești peste noapte. A cui să fiu astfel de Evanghelia lui Hristos? Mă îndoiesc, nu? Mă îndoiesc, dragii mei. Hristos ne-a chemat pe urmele Lui, ori pe urmele Lui suntem într-un război spiritual. Suntem într-un război spiritual împotriva domnilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Stați o clipă în tăcere și ascultați cuvintele Domnului Iisus Hristos adresate urmașilor Lui. Și dacă te consider printre ei, îți sunt adresate și ție și mie iată, spune el în Matei capitolul 10, versetul 16 vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor înaintea împăraților ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit, adică va străluci ca strălucirea cerului și ca stelele în viac și în veci de veci. Nu e așa că în contextul acesta sună altfel versetul? Acum, poate că sunt un pic mai reticent în a încerca să dobândesc această înțelepciune în acest context. Dar dați-mi voi să las pe Domnul Isus să vorbească mai departe. Atunci a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, în contextul respectiv a lua crucea înseamnă merge la răstignire și să mă urmeze. Știți că atunci când Petru a auzit despre moartea Domnului Isus, el care aștepta împărăția lui Israel, a zis, te ferească Dumnezeu, Doamne, se întâmplă așa ceva. Sfatul meu primește-l că e mai bun decât al tău. Iar Domnul Iisus -ai spune, înapoi a Să-și ia crucea și să mă urmeze. Dar ascultați versetele următoare. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Și oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Dacă acesta este prețul înțelepciunii despre care vorbim, de ce să mai dorește? De ce să o mai dorești? Vă răspunde Domnul Isus, versetul următor. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul. Să ce da un om în schimb pentru sufletul lui? Și urmează două versete foarte interesante și extrem de importante în acest context. Versetul 27. Căci fiul omului are să vină în slava tatălui împreună cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Ce spune Domnul Isus? Iați crucea, vină după mine. Dar unde duce drumul? La moarte. La prigoană. La suferință. Dar lucrurile nu se termină acolo. Fiul omului va veni în slava Tatălui împreună cu Îngerii Lui. Există și o altă împărăție. Și despre această împărăție este vorba. Și apoi în versetul 28. Apoi le-a zis, sunt aici unii dintre voi care nu vor vedea moartea până nu vor vedea pe fiul omului venind într un împărăția sa. Interesant verset. Unii au zis, oarecare dintre noi este nemuritor? Nu vor vedea moartea. Dar dacă întoarceți pagina din capitolul 16 în 17, imediat versetul următor vorbește despre muntele schimbării la față. Domnul Iisus Hristos și-a luat trei din ucenici, unii dintre cei ce stăteau acolo, și-a luat și-a început să urce povârnișul muntelui Tabor. Ucenicii n-au băgat de seamă că la un moment dat, când au făcut pasul următor, au intrat într-o altă împărăție. Fața Domnului Isus a schimbat, a început să fie strălucitoare, ca soarele în toată puterea strălucirii lui, ca strălucirea cerului. Și la un moment dat au apărut doi bărbați în alb. Dar ăștia de unde vin? Conform istoriei sunt morți de secole și milenii. Ce caut aici? A, ah, ce-au învățat cei trei este că există ceva și dincolo. Există o altă împărăție. Și în funcție de cum străiești viața aici, vei moșteni strălucire sau o cară. Da, Strălucire sau ocară. Nu se reduce totul la viața asta fizică. E păcat să-ți consumi toate energiile, pentru a câștiga aici un punct de ce. Și dacă ai fi în locul lui Alexandru Macedon, o trebuie să-și lase mâna scoasă din sicriu să vadă lumea întreagă că nu duce nimic cu el din tot ce a câștigat. Dar dacă există o înviere și există o altă împărăție, atunci înțelepciunea despre care vorbim devine de dorit, nu-i așa? de dorit, pentru că lucrurile nu se termină cu ce am adunat în pumn. Și tocmai despre această înviere vorbește Daniel, capitolul 12. Foarte mult zic, învierea este în Noul Testament. Nu, dragii mei, Domnul Iisus n-a spus nimic nou din ceea ce găsim în Daniel. Veți auzi și cuvintele lui Daniel 12 și învierea. În vremea aceea se va ridica voivodul vostru, Mihail, ocrotitorul poporului tău. Aceasta va fi o vreme de strâmtorare, în vremea aceea. M-aș opri pentru o <coughs> scurtă precizare legată de profețiile din Biblie. Un profet, un profet adevărat, nu unul mincinos, este invitat la sfatul lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu, care era, este și vine, de dragul nostru se prezintă în felul acesta, este în același timp alfa și omega, începutul și sfârșitul. El are înaintea Lui toate detaliile istoriei și de aceea există profeții ca acestea, în care în 35 de versete ai 135 de preziceri. Capitolul 11. Pentru că Dumnezeu le are înaintea Lui, dar El ne ține pe plan deschise și noi putem hotără direcția în care merg lucrurile. Deodată zic despre un neam că voi smulge, că îl voi surpa, că îl voi nimici. Dacă neamul acela se pocăiește, îmi pare rău de răul pe care mi-am pus în gând să-l fac. La fel este cu binecuvântarea. Poți să o respingi sau poți să o primești. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru toți și pentru tine. Tu poți să primești sau poți să respingi lucrul acesta. Și asta va hotărâ direcția în care va merge istoria vieții tale. Când profetul este invitat în prezența lui Dumnezeu, el se află în spațiul acesta continuu pe care eu îl numesc spațiul profetic. Și în acest spațiu continuu nu știi exact distanțele dintre piscurile pe care Dumnezeu ți-l arată în viitor. Și de aceea profetul poate fi, dintr-un verset în altul, la distanțe uriașe. Și asta face profeția dificil de înțeles. Când vine și se spune lui Daniel, în vremea aceea se va scula voievodul vostru Miail, căpetenia poporului tău, va fi o vreme de strântorare, Întrebarea este la ce vreme se referă. Și dați-mi voie să citesc câteva versete, le aveți în față, câteva porțiuni de versete. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. Puncte, puncte, pentru că am lăsat afară ceva din text. În primul rând, va fi mântuit din strâmtorarea politică și religioasă în care se va afla pe vremea lui Antioch Epifane. Ce s-a întâmplat în istorie? În fiecare sat, pe lângă faptul că templul era pustiu, pentru că urâciunea pustirii a fost așezată în templu și s-a jertfit o scroafă pe altarul templului și evreii nici nu au mai vrut să se apropie de el timp de trei ani. În fiecare sat, în fiecare cătun s-a ridicat un altar pentru zeii pe care Antioche Epifane i-a adus în țară. Preoții erau obligați să jerfească acestor zei străini. Și într-un sătuc de lângă Ierusalim, preotul care trebuia să jefească, bătrânul din sat, era Matatia. Era delegatul roman, era altarul cu scroafa pe altar care trebuia junghiată. Și el a zis, refuz. Și în momentul acela, unul din sat, un alt preot care se elenizase, se deduse, rupsese legământul despre care a vorbit, a luat el rolul acesta. Și în momentul acela, bătrânul la tată a luat cuvântul și l-a junghiat pe confratele lui. Bineînțeles, și-a luat cei cinci fii și a trebuit să fugă în pustia Iudei. După un an de zile, matatia moare și fiii lui pornesc răscoala macabeilor. Și în răscoala macabeilor, în cetișor se cucerește teren după teren, imperiul se le uci, trebuie să se retragă și, dacă vă uitați hărțile din fața voastră, primul Simon eliberează Ierusalimul, curăță templul și în capitolul 10, versetul 22 din Ioan, avem sărbătoarea în noi, Rihanuca, în cinstea curățirii templului în 163. Observați, pata aceea verde este teritoriul eliberat de Iuda. Iuda moare nu unul din războaie, Ionatan ia locul și este mare preot. Ionatan duce luptele mai departe și adaugă alte teritorii la regatul lui Iuda și Ionatan este asasinat și se ridică Simon, fratele lui, și el mai cucerește un teritoriu să aibă ieșire la mare. Timp de 100 de ani evreii au fost liberi. Au avut regatul lor până la dimensiunile regatului lui David. Deci în vremea aceea se va se va scula voivodul vostru Mihail, căpetenia poporului, copiilor poporului tău, va fi o vreme de strântorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până astăzi. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Va fi mântuit din tot ce au dus să le ucizi peste ei. N-a fost voie să țină sabatul, n-au fost voie să-și taie împrejur copiii, n-au fost voie să, copii, fost voie să închine după ritualul părinților lor. Toate acestea au fost interzise. Dar au fost mântuiți. În schimb, în momentul acesta, profetul alunecă spre un cu totul alt pisc în spațiul profetic în care a intrat. Poporul tău va fi mântuit și anume cei care vor fi găsiți în carte. Nu vă sună familiar care vor fi găsiți în carte? Aș putea citi capitolul 11 din Romani, dar cred că e suficient să vă aduc aminte de versetul 21 din capitolul 11 în care omul în haina de îi spune lui Daniel, am venit să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Or, cartea aceasta este scrisă de Dumnezeu, nu de oameni. Și în cartea aceasta totul este gol și descoperit despre fiecare dintre noi. Și versetul imediat următor spune, mulți din cei care dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viața veșnică, alții pentru o cară și rușine veșnică. Cine a spus că nu este înviere în Vechiul Testament? Versetul 2 din capitolul 12. Nu vă sună în urechi cuvintele Domnului Iisus Hristos, care nu face altceva decât să reitereze lucrurile pe care tot el, omul în haina de in, le-a spus lui Daniel, versetul 28 din Ioan capitolul 5. Nu vreau să nu știți lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, cei ce au făcut răul vor învia pentru judecate și pedeapsă, adaug eu. Când se va întâmpla lucrul acesta? Observați în mod evident, profetul a mers mult mai departe, suntem la sfârșitul istoriei, în ceasul judecății lui Dumnezeu, din Apocalipsa, capitolul 20, versetele 11 la 15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce sta pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie. Poporul tău va fi mântuit și anume cei ce vor fi găsiți scriși în carte. Versetul următor din Apocalipsa. Niște cărți a fost deschise. Și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Maria a dat înapoi pe morții care erau în ele, moartea și locuința morților, au dat înapoi pe morții care erau în ele. Și locul lor nu li s-a mai găsit, da, nu li s-a mai găsit. Iar ei, morții au fost judecați după faptele lor. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Versetul 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea, nu în cărțile, în cărți sunt faptele. În baza faptelor, toți suntem vinovați. În cartea vieții, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, este aruncat în iazul de foc. Ce folos să fii înțelept în sensul acesta? dacă nu există o înviere. Ce folos să fii înțelept dacă nu există o înviere? Ascultați-l pe Pavel. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în, în Hristos, suntem? Pentru că lăsăm totul aici. Diplome, știință, tot ce am adunat, lăsăm aici. Dacă nu mai pentru viața aceasta ne am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Dar El este doar pârga celor adormiți. După cum moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Fiecare la rândul cetăi lui. Și atunci, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în vor străluci castele în veac și în veci de veci. Azi mei, noi am avut doar ca într-o blindă pe muntele schimbării la față, strălucirea care ne așteaptă. Petru, sub himnoza acelor momente, a zis, să facem trei e bine să fim aici. E o altă lume. Dragii mei, am avut 40 de zile un înviat din morți între noi în istorie. Pentru că Evanghelia se întemeiază pe o realitate obiectiv istorică. Hristos s-a născut, a trăit, a murit, a înviat, s-a înălțat la cer. Și a realizat lucruri incredibile, unice, Daniel, capitolul 9, versetul 24. A rezolvat păcatul, a dus neprihănirea și ne așteaptă ca mire ceresc alături de Tatăl. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Și textul continuă. Tu însă, Daniel, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea aceasta până la vremea sfârșitului atunci, mulți vor citi, cunoștința va crește. Și eu, Daniel, am văzut alături doi oameni. Unul stătea pe un mal, al râului, altul pe celălalt mal. Și unul dintre ei a vorbit cu un al treilea, care nu stătea nici pe un mal, nici pe celălalt, ci stătea deasupra apelor râului. Imaginați-vă râul acela ca fiind râul istoriei despre care i-a vorbit. Îngerului Daniel, cel care în capitolul 7 a primit mandatul să așeze, în ciuda fiarelor, o împărăție veșnică pe pământ, cel reprezentat de piatra desprinsă din munte în capitolul 2, cel care a apărut în cuptorul de foc alături de cei trei, care, cel care a închis curalei lor, pentru că este leul din seminția lui Iuda și tot universul trebuie să aștepte și să tacă înaintea lui. Cel care stătea deasupra apelor a fost întrebat: Până când se vor sfârși aceste minuni? Unul a zis omului îmbrăcat în haina de In, care stătea deasupra apelor: Cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haina de In, care stătea deasupra apelor, guvernând istoria, care a ridicat spre cer. Mâna dreaptă și mâna stângă și-a jurat pe Cel ce trăiește veșnic. Că va fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. A venit sfârșitul atunci când puterile poporului Celui Sfânt vor fi zdrobite de tot. Vor fi zdrobite de tot. Eu am auzit, spune Daniel în versetul 8, dar n-am înțeles. Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: Du-te, Daniel, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Nu știu dacă ați simțit cum acesta este un an sfârșit, adevăratul sfârșit, în care istoria se va încheia. Versetul 10: Până atunci mulți vor fi curățiți, albiți, lămuriți. Exact cuvintele din capitolul 11 cu privire la cei înțelepți din vremurile cele grele. Mulți vor fi curățiți, albiți, lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Versetul 11 De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza oriciunea pustitorului, vor trece 1290 de zile. Știți ce o zi? A fost o seară și o dimineață. Asta a fost ziua întâia. 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Adică nu mă întrebați ce înseamnă lucrurile acestea. Știu doar atâta. Că în cele 1290 de zile sau la sfârșitul lor, templul a fost curățit. Hanuca a fost instituită. Dar ce înseamnă 1335 de zile? Știu precis un lucru. Că după 1290 de zile, istoria va continua. Încă profeția din capitolul 9, versetul 24, trebuia să mai aștepte aproape 150 de ani și mai bine, pentru împlinirea ei, aproape 200 de ani. Până la împlinirea ei, până pe crucea de pe Calvar. Și de atunci au mai trecut 2000 de ani. Deci, sfârșitul, deși puterea poporului va fi zdrobită de tot, în momentul acela, sfârșitul va veni mult mai târziu. Și noi îl așteptăm și strigăm, vino Doamne Iisuse. Și ascultați ultimul verset din carte. Iar tu, du-te până la vremea sfârșitului, acea vreme a sfârșitului. Te vei odihni și te vei scula iarăși în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Și adaug eu istoriei. Așa se termină cartea. Dar Haideți să luăm din ea un singur verset. Citiți-l cu mine. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci și în veci de veci. Indiferent prin ce vei trece aici. Indiferent ce te așteaptă în ziua de mâine. Pentru că am întors ultima filă din carte, vom încerca o recapitulare dumneca viitoare, dar cartea Daniel are un îndemn să alegem calea înțelepciunii. Iar ca să alegi calea înțelepciunii, trebuie să faci ce au făcut cei trei, cei patru, Daniel și tovarășii lui. Trebuie să te alipești de Domnul. Indiferent ești rob sau liber, bogat sau sărac, bărbat sau femeie, copil sau bătrân. Trebuie să te alipești de Domnul. Pentru că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Și știința Sfinților este priceperia. Ori sursa înțelepciunii este El. Dar textul nostru mai spune ceva. Și vor învăța pe mulți să umble în neprihănire. Dragii mei, ați văzut duminica după masă trecută biserica plină de copii. Ei nu sunt copiii bisericii, ei sunt copiii tăi, copiii mei, copiii noștri. Și Dumnezeu m-a pus pe mine preot în casa mea, pe tine preot în casa ta. Și prima mea responsabilitate este pentru soția și copiii mei. Dacă nu îmi împlinesc pe asta, Dumnezeu nu are nevoie de slujirea mea în niciun fel. Ce nu știe să-și casa lui, cum v-am de biserica lui Dumnezeu, adevărat și pentru bărbați și pentru femei. Dumnezeu ți-a dat un loc și un rol. Înțelepciunea pe care o primești de la El te va ajuta să-ți împlinești rocul și rolul spre slava Lui. Dar spuneți-mi, cum aș putea să învăț pe cineva să umble în dacă eu însum nu umblu în ea? Cel care umblă în a pornit pe o dreapte, croiți de drepte cu picioarele voastre, ca cei ce își să nu se abate din cale, ci mai degrabă să fie vindecați. Dar ca să umblu în neprihănire, mai întâi trebuie să mă lipesc de sursa înțelepciunii și să nu-i dau drumul nici în fața cuptorului aprins și nici în fața gropii cu lei. dar nici în fața onorurilor pe care belșa țară mi le oferă. Purpura, lânțișoarele de aur, locul trei, în împărăție. Nu mă spurg! Amin.